Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 25 februarie. Să vedem ce ne-au pregătit astăzi planetele. Și înainte de a începe prezentarea horoscopului, vreau să vă reamintesc că pe data de 6 și pe 7 martie are loc webinarul maestrilor intitulat Karma, conștientizarea puterii interioare. Un webinar absolut special. Vor fi foarte multe subiecte abordate și dacă ești interesat să primești detalii cu privire la modul în care poți participa la acest webinar, nu uita să trimiți un e-mail pe adresa contact@astrologalexandracoman.com. Și hai să vedem astăzi o zi foarte specială, pentru că Venus, planeta iubirii și a banilor, intră într-un semn extrem de special, semnul peștilor. Ea, când tranzitează, Venus când tranzitează semnul peștilor, aduce noroc, fericire și ne ajută să ieșim victorioși din blocajele și limitările cu care ne-am putea întâlni în viață, dar mai ales ne va ajuta să ieșim cu fruntea sus din confruntările prin care vom trece. De această dată, toate semnele zodiacale sunt provocate să învețe, să-și asculte vocea interioară în deciziile legate de finanțe și iubire și să știi că bani poți să faci, mai ales datorită faptului că Mercur, planeta comunicării și a negocierilor, are intrat în mers direct pe 21 februarie, deci avem cale liberă să facem orice ne-am dori. Hai să vedem ce fac fiecare semn zodiacal în parte. Nu uita însă să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii notificat cu privire la următoarele mele postări. Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi este o zi foarte bună pentru berbecii care vor să ia decizii legate de finanțe, legate de procese, legate de litigii. Ai foarte multă minte strategică, ai foarte multă intuiție. Este un plus pentru semnul tău zodiacal, care e recunoscut pentru impulsivitatea sa. Așadar, ai foarte multă intuiție, ai inspirație și te poți bucura de protecție divină. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi Taurii iau niște decizii importante privind semnarea unor documente sau privind finanțele. Este o zi foarte intuitivă pentru Taurii noștri și ai să te bucuri de susținerea unor persoane de la serviciu care până acum și-au păstrat o atitudine detașată, dar de această dată chiar vor să te ajute, chiar vor să te sprijine, chiar vor să te susțină. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor, se iau hotărâri importante privind un loc de muncă, privind o relocare sau acceptarea unei oferte de lucru. Această ofertă de lucru s-ar putea să vină într-o mare măsură din străinătate, așa încât, gândește-te bine, este o oportunitate pe care ar fi păcat să o ratezi. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Racii s-au tot plâns în ultima perioadă că au niște probleme financiare și nu le merg lucrurile așa cum erau ei obișnuiți. Și uite că Universul ți-a ascultat dorința și ți-a ascultat plângerile și este gata să te susțină. Așadar, poți să iei niște decizii importante legate de câștigarea unor bani suplimentari. Poate este vorba despre o ofertă de lucru sau poate este vorba de un part-time job. În orice caz, ia în calcul, pentru că, de ce nu, un ban în plus în portofel te face mai fericit. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Astăzi este o zi în care au loc discuții importante, care te vor scoate din zona ta de confort.
O femeie o să-ți spună niște adevăruri în față, de la obraz, și va depinde foarte mult de tine cum reacționezi. Însă, privește și partea pozitivă a acestei situații, pentru că, deși te scoate din zona de confort, îți va aduce foarte multe clarificări legate de ce ai tu de făcut de acum încolo cu tine, cu viața ta, cu serviciul tău, cu proiectele tale viitoare. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei se poartă discuții importante legate de o casă, legate de un imobil. Poate este vorba de o mutare, de o achiziție, de renovarea unui apartament sau unei case. Astăzi, fecioara are mână foarte bună la a face strategii pe termen mediu și lung, așa încât ar fi bine să ai un creion și o hârtie să-ți notezi toate ideile acestea minunate pe care ulterior le poți folosi cu mult succes. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Balanța astăzi se coordonează direcționează mai degrabă pe două direcții. Prin a mă ține de iubire, ești un pic ori geloasă sau gelos, ori ceva sunt niște semne de întrebare în povestea ta de iubire și îți dă o stare de disconfort, toată această stare de nu știu unde mă aflu și decât să tot amâni o discuție de care te temi, dar care îți va aduce clarificări, eu zic să deschizi acest subiect și să ridici întrebările care te deranjează, pentru că altfel nu există soluție. Apoi, un alt punct important ține de contabilitate. Aruncă o privire prin actele tale, prin finanțele tale, pentru că e nevoie să iei niște decizii legate de actele contabile, de firma ta sau despre niște bani. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi iei decizii importante legate de serviciu. Poate te gândești să-ți cauți alt loc de muncă pentru că ți-a ajuns până peste cap toate pretențiile și solicitările șefilor tăi. S-ar putea să te gândești să te muți sau să cauți un loc de muncă mai bun. Ori, în cazul cel mai fericit pentru scorpionii aia, care sunt o excepție, să primești o ofertă de promovare sau o avansare va însemna mai multă muncă, dar vei fi și mai bine plătit. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi se pun cărțile pe masă, se scot și cuțitele lângă cărțile respective și tot ceea ce ține de relații, că sunt de iubire, că sunt parteneriate, când sunt asocieri de afaceri, se clarifică. Și da, o să te doară și da, o să fie discuții dure, dar vei ști ce ai de făcut de acum încolo și ai să vezi că tot ceea ce se întâmplă este spre binele tău. Chiar dacă în acest moment îți este greu să crezi acest lucru, vei vedea că lucrurile se îndreaptă către bine. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi iei niște hotărâri foarte, foarte bune și trebuie să îți stabilești o direcție privind zona finanțelor. Poate e vorba despre un credit bancar, de o investiție sau achiziția unui obiect important. Oricare ar fi dintre aceste lucruri sau tot ceea ce ține de investiții și finanțe, să știi că vei obține niște avantaje, vei negocia foarte bine și vei lua niște decizii foarte, foarte bune. Mai departe, semnul Vărsătorului. Vărsătorii trebuie să se centreze pe CV-ul lor, pentru că s-ar putea ca în ultima perioadă să nu mai fi acordat foarte multă atenție dezvoltării tale ca și persoană, ca și individ. Și uite că în lupta pentru un loc de muncă mai bun, o lupta pentru un salariu mai bun, e nevoie și de perfecționare. Așadar, poți să iei niște decizii foarte bune privind înscrierea la un curs, înscrierea la un obiect de studiu, poate vrei să reiei ceva legat de studii
Și dacă apare o călătorie la orizont, poate nu este vorba de acum această călătorie, dar se iau niște decizii importante privind o călătorie sau un drum. Și am ajuns la pești, ascendentul la pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Luați astăzi niște hotărâri foarte bune, dragi pești, privind cariera voastră. Niște persoane importante, influente sau care au experiență, vă promit sprijinul lor și să îi credeți, pentru că chiar vor să vă ajute. Și primește o veste bună spre după masă. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de 25 februarie. Vă mulțumesc că ați ascultat această filmare, să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!